Salutare, bă băieți, eu sunt Antidot, iar în acest videoclip o să vorbim despre challengerile din săptămâna a 5-a care se vor lansa mâine. Dacă nu mă înșel, mâine pe la ora 16 cred că aceste challengeri vor fi lansate, iar videoclipul despre steluța sau bannerul secret o să-l postez cât mai rapid. Prima misiune va fi să treci pe lângă 5 semne de radar diferite cu minim 25 la ora. Pentru a completa această misiune va trebui să conduci un vehicul. Momentan nu știu unde se află aceste 5 semne de radar, dar probabil că mâine o să fac un videoclip despre asta. Această misiune îți va duce primele 5 steluțe din această săptămână. A doua misiune este să sari prin 5 cercuri de foc folosind o mașină de golf sau un coș de cumpărături. Această misiune cred că se va schimba cu siguranță, cel puțin după părerea mea, deoarece această misiune a existat și în sezonul 5 și nu se potrivește acum. În schimb, misiunea a doua îți va aduce următoarele 5 steluțe. A treia misiune va fi să dăunezi 200 de damage folosind un tactical shotgun oponenților. Această misiune îți va aduce următoarele 10 steluțe și din păcate este ultima pentru cei ce nu dețin un battle pass. A patra misiune va fi să elimini 2 oponenți de la maxim 5 metri distanță. Această misiune îți va aduce următoarele 5 steluțe. Cred că acești 2 oponenți îi puteți elimina foarte ușor folosind un shotgun, deoarece mereu când te bați cu cineva cu shotgunul este la câțiva metri distanță și nu trece de 5 neapărat. A cincea misiune va fi să dăunești 500 de damage oponenților folosind un SMG. Această misiune îți va duce următoarele 5 steluțe. A șasea misiune va fi să elimini 2 oponenți folosind un minigun. Această misiune îți va duce următoarele 10 steluțe. Iar a șaptea misiune și ultima din această săptămână va fi să dăunești 200 de damage oponenților folosind un pistol standard. Nu știu la care pistoale se referă mai exact, dar cred că este vorba despre acel pistol care nu are un supresor. Dacă ați aflat la care se referă, puteți lăsa un comentariu ca să-i ajutați și pe ceilalți. Dar da, vă băiți, cam acestea au fost toate informațiile pentru acest videoclip. Dacă mai aveți alte nelămuriri, mi le puteți adresa în secțiunea de comentarii. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să spargi buton de like pentru mai mult conținut cu Fortnite. Nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă!